Bună dimineața! Doamne, ce păr am în cap! Doamne, ce față am! M-am gândit să vă iau astăzi cu mine. Am o zi foarte încărcată, dar sunt sigură că o să ne distrăm maximum ca să scăpăm de întrebarea cum arată o zi normală în viața ta. Șoc, 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 șoc. Și groază, a ajuns soțul. Dar și păr am mâncat. Ți-au CD-ul. Cum să-mi iei CD-ul? Ambele CD-uri ți le iau. Îi lasă-mi și mie unul. Nu-ți las nimic. De ce? Fii sănătoasă, o videoți din goodbye. Hai că mă grăbesc, pa. Hai că încerc să capăt transformul. De om și de cablu. Vai ce față am, am venit să-mi schimb fața la Starbucks. Nu, să nu te filmezi? După aia mi-am... E ok, suntem bine, suntem între prieteni. Hello! Din ciclu, dacă nu vrei să te filmezi, eu nu te filmez. Ca să înțelegeți, eu aici îmi beau cafeaua, doar aici îmi beau cafeaua. La Starbucks ăsta din Africa. Foarte bine! Iuhu! Mergem să vedem cum arată hanoracele noi din colecția Beres Mom, colecție pe care o găsiți pe t-shirt liniuță factory.ro. Gata, perfect. Mult mai bine, îmi sună și telefonul, nu? Perfect, mă sună soțul, ia să vedeți. Da. Da. Nu știu ăla la încărcare, se încarcă tot în... Bine, o să-l bag acum la încărcat când ajung la showroom. La? La showroom. Ce showroom? La T-shirt Factory. Ah, ok. A, bine. Ah. Hai, pupă, pa. Avem niște conversații foarte foarte intense. Așa e după 5 ani de căsnicie și după aproape 11 ani de când suntem împreună. 11 ani de când suntem împreună, viață de om. Asta e piesa preferată a fiică-mii. A început să-mi placă și mie acum acest fac. Ce fresh sunt de la cafea. De la cafea! Mie îmi place de Mihail foarte mult. Dar n-am înțeles niciodată de ce țipă la mine. Mie îmi place să-l ascult. Ajuns la T-shirt Factory. Bă, trebuie să vă arăt cât este de frumos. Și uite, scrie mare T-shirt Factory, nu știu cum. Bine, nu știu pe unde se intră. Prin garaj? Așa, hai că am ajuns. Am intrat pe ușa asta, zice că mă urc în lift. Hai să vă arăt showroom-ul. T-shirt Factory. Ia uite ce drăguț. Bine, nu vă mai arăt dacă nu e niciun tricou cu Beres Mom. Dar uite, aici puteți să veniți și să vedeți și să vă cumpărați tricouri care sunt gata printate. O să vă arăt și... Uite, de ce e tricoul spic aici și al meu nu e? Ia să vă găsesc. Ba da, eu nu am regrete atât. Și dacă am? Ia uite, am ajuns în biroul domnul Bosu, cum ar veni. Ce faci, Mircea? Ce faci, Mircea? Așteptam, semnăm contracte. Așteptam să ne mișcăm, ce să facem? Plătim? Da, plătim întotdeauna. Mm-hmm. La stat, ce mai am. Sunt foarte supărată. N-am găsit în showroom niciun tricou cu Beres Mom. Nu pot să cred. Nimic. Deci pe Beres. Acum, te rog, du-te și pedepsește-i. Băi, tricou cu Beres Mom în tot showroom, da? Băi, mai Beres Mom, peste tot. Peste tot Beres Mom. Gata, că nu mai filmez. Poți să vii. S-a terminat sceneta. Am ajuns. Ea este Andra. Intră și tu, Cază.
O să cer ce să-mi dea o față de om pentru petrecerea de diseară și pentru shooting-ul pe care l-am. Treci liniștită, n-ai treabă, e ok. Că dacă sunt eu nemachiată, e de ajuns. Pentru capul ăsta. Ce facem, Andra? O față de om? Gata, suntem gata. Adică eu sunt gata. Andra se odihnește. Uite, a obosit. Gata, mă duc că poate prind evenimentul, părerea mea, adică dacă am întârziat atât. De seară poate mă hotărăsc și eu să vin. Hai! Poate! Hai! Mulțumesc! Mua! În curând o să-mi iau un scooter. Sau măcar o bicicletă. Nu, eu de fiecare dată de fiecare an de ziua mea mi-am dorit să primesc o bicicletă. De când eram mică. N-am primit nici până în ziua de azi. În mod obișnuit, chestia asta cu machiajul și părul nu există într-o zi obișnuită din viața mea, pentru că de cele mai multe ori mă fac singură, acasă. Tocmai ca să nu pierd atâtea ore pe drumuri, cum am făcut astăzi. Concluzia e că am reușit să ajung să recuperez din timp și să ajung la fina mea, care o să meargă în seara asta cu mine la petrecere la Cosmopolitan. Revista Cosmo împlinește 18 ani. Ești îmbrăcată sau ești în chiloți? Că filmezi? Ea este fina. Gata. Nu cred că am voie să filmez în casă la fina. Da, eu am filmat un pic. De ce ai crezut că sunt în chiloți? Nu știu, mai e o persoană la mine pe vlog care e machiată. Da. Adică nu doar eu. Revenim, o să fiu și machiată. O să fie, o să aibă și față de om. Gata. În sfârșit. Dar trebuie să o aștept pe fina, cum ar veni, să vină. Ca să fie și ea gata, ca să putem să plecăm. N-am întârziat nici la petrecere. O oră, deocamdată. Vreau să dorm. Dar mergem la petrecerea Cosmopolitan, pentru că revista împlinește 18 ani și trebuie să o sărbătorim și după aia mergem la, dacă mai apucăm, la concert la Irina Rimes. Pentru că își lansează albumul nou, care se numește Despre El și care e foarte tare, foarte tare. V-am zis că Irina este una dintre artistele mele preferate? Nu? Dacă nu v-am zis, vă zic. A venit și fina. Machiată de data asta. Machiată. Ia, să nu te recunosc! Am venit să zic că... Ce? Am venit că era tot sclipit cu ta situația. Eu, bună seara! Îmi place cel mai mult să mă filmez eu pe mine. Zi, Victor! Nu trebuia să mă suni? Dar nu filmez, nu filmez. Eu
repede în mine, nu contează. Ah, uite, avem și lumina. A, bine, tu ești un pic tăiată. Da, e ok. Așadar, și prin urmare, am sărit peste partea cu studioul. Am fost și la studio. Ei, fost. Da, mai am fost și la acolo, concert grămadă. La Irina Rimes. Dar nici acolo n-am filmat. N-am mai filmat. Că pentru că ai uitat camera. Pentru că am uitat camera în mașină. Se mai întâmplă. Mergem la Mac. Să nu ne audă nimeni. Ce? Sunt buni cartofii? Ei? Nu. Ce putea să mi se întâmple mie? Nu mi-au pus McNuggets. Sunt foarte supărat. Eu cred că efectiv n-au vrut să te hrănești de la Mac. Da. S-au gândit la silueta ta. Eu cred că nici nu o să mi-i dea. Asta e mai grav. Cred că o să zică, nu știu, că i-am mâncat, că i-am mâncat. Și m-am întors și mai cer o porție. Să-i mănânci atât de repede? Nu știu. A, ce? Dacă și-au filmul ăsta prost. Bă, nu că dacă și-au filmul ăsta prost. Îi batem. Dacă. Sau tu le să știi că eu nu mănânc cartofi. Nu, Andreea nu mănâncă, e la dieta. Și eu sunt la aceeași dieta. Cartofii tăi sunt reci? Ai mine sunt foarte reci. Fierbinți. Sunt mortu. Jur. Bă, asta ești la. What the fuck? Dar eu? Am zis că n-am vrut să te hrănească. Și-au bătut joc de mine așa. Fiți atenți. Bedez, mam se întoarce. Bedez, mam revine. Mă duc direct, nu? Da, normal. Mă duc. Cu japca. Cu japca. Nu am vrut să vorbesc cu tine. Ia. Ce faci? Ce o să faci? Hmm. La asta? Mm. Ce vă spune nimeni? Nu vă bateți joc. Știți cât sufăr eu acum? Da, dă-mă un casoi. Avem o problemă. Lipsesc McNuggets mei. Nu mai pot. Mulțumesc. Am părut disperată că am venit. Un pic. Ați uitat McNuggets. Nu. Vezi, e un semn de la Dumnezeu. Poate n-ar fi trebuit să mănânc de la McDonald's. Da. Eu care sunt la dietă. Ăștia erau, dar mulțumesc din suflet. La revedere. Sunt calzi. Sunt păi dacă calzi. Măcar e dacă cartofii nu ai calzi. Mâncăm în parcare la Mac, nu? Normal. Yay. Like a boss. Like a boss, da. Așa se încheie seara, mă. Bine, ajung acasă, mă. De machiez, mă, cool. Cheers, mate. Da. Să fiți sănătoși. V-am pupat. Noroc. Pau.